Diabetul a devenit o boală comună în rândul oamenilor de toate vârstele. Acesta apare atunci când organismul nu mai este capabil să producă insulină sau nu o mai poate folosi eficient și are ca rezultat creșterea nivelului de zahăr din sânge. Din fericire există băutura minune care scade glicemia. Diabetul zaharat de tip 2 este cel mai frecvent întâlnit, afectând un număr tot mai mare de persoane. Riscurile sunt de asemenea ridicate în timpul sarcinii, atunci când organismul are un nivel ridicat de glucoză în sânge și nu reușește să producă insulină. Chiar dacă diabetul se ține sub control cu ajutorul medicamentelor, la fel de eficiente sunt și remediile naturale care au capacitatea de a scădea nivelul din sânge și trata diabetul zaharat în mod natural. Așadar, iată cum se prepară băutura minune care scade glicemia. Ai nevoie de o țelină, doi morcovi, un măr verde și trei buchete de spanac. Această băutură ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge într-o perioadă foarte scurtă. De asemenea, previne și scade gradual simptomele diabetului. Continuă să bei acest suc până când simptomele nu-și mai fac simțită prezența. Poate fi considerată o dietă. Ingredientele folosite sunt naturale, ceea ce înseamnă că nu există pericolul de efecte secundare.